Ok, Cristina. Ne revedem să continuăm să lucrăm pentru Marin. Da. Îți citesc punctele. Da. Nivel de conștientizare, eliminarea tuturor programelor, autoprogramelor, implanturilor, energiilor deja să vibrație și de toate din toate corpurile subtile, corpul eteric și cel fizic. Unificarea tuturor corpurilor, distrugerea nodului karmatic în care sunt implicați sora, cumnatul și cele două nepoate cu soților. Transmiterea informațiilor tuturor din toate viețile. Astea sunt punctele. Da. Și ce am mai citit înainte? Ce am citit înainte cu durerile de fizice, da? Da, da, da. A, și mi-a mai scris ieri sau alaltă ieri că a fost plecat în altă localitate și n-a știut nimic 2 zile, era în panică, intrată soția. Da. De el și până la urmă când a reușit să ia legătura, îi căsese telefonul din buzunar și n-a avut cum să ia legătura și că ar vrea să știe dacă a fost o cauză ezoterică, cum i-a căzut telefonul, de n-a știut 2 zile. Vedem dacă ne reiese, da? Ceva. Da, da, da. Bine. Încep inducția. Da. 4. 3. 2, 1. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a lui Marin. 1, 2, 3. Da, îl văd în fața mea și se interpune ceva ca o umbră neagră între mine și sufleștii și ca să nu mă pot conecta, să nu-l pot atinge, dar am deschis canalul specific sufletelor și vorbești cum ar veni. Și am spus de ce sunt venit aici, i-am explicat și spune că da, este de acord și ea este, am identificat-o. Okay. Hai să ne spună dacă știe ce e umbra asta neagră. O gumă. O gumă, așa o zice? O gumă, o gelatină, nu zic eu, a, da? A, tu zici așa. Deci se întinde așa în sus, în jos, parcă de la desene animate, da? Da. Este ceva aici înăuntru, ca o esență, ca o fiolă. Da. Înțelegi cum ar fi un antibiotic mare, așa? Da. Dar pereții sunt transparenți, știi? Că sunt unele antibiotice. Asta este totalmente transparentă și se vede ceva ca o lumină portocaliu cu negru aici, știi? Uh-huh. Un portocaliu, dar nu de o vibrație frumoasă, plăcută. Închis așa spre maroniu chiar. Adică aici e o esență de ceva, da? O entitate, un spirit, da. Da. Este spiritul, culoarea spiritului, da, da, da. Ceea ce se vede și o... Un fel de minte, de... Neagră. Da, da, da. Deci este o ființă oricum din antiunivers. Eu îl depistez ca a fi un renghio. Da? Renghio. Da. Un mărritor. Da? Așa. Da. Când am spus, deci a făcut o față. Din acest cumul de energie și rângește cu... niște dinți așa pe trei rânduri ascuțiți în doiți înăuntru, știi? Mm. Ca și cum ar vrea, ca un câine din acela turba, știi? Da. Așa face, da. Sufletul ce ne spune? Știe cum s-a plicopsit cu ăsta? Din nou? Nu, zice că îl percepe ca și cum este parte din el, partea lui nervoasă. Ah. Deci, păi este parte revoltată, nervoasă. Da? Și zic partea, adică a ieșit, să știi, are, cum să spun, ca un portal acolo în inimă. Da. Deci a ieșit și de acolo. Da. Cred că acolo și are culcușul. De fapt, și culcușul se întinde și prin spate și în partea de minte, știi? La creier se dirigează, are ca un fel de acușor exact în spate, în ceafă, în osul cefei înfipt. Cum să acele acușoare fine de obturare a canalelor de la stomatologie. Da, știi, așa, fiind și încrețit, răsucit ca o antenuță, știi,
și de acolo se deschid fire mai multe părți. Da, este legat, cum să schimb, cum să spune, schimbă o polaritate în organism. Da. Adică curenții nu mai curg, știi, pe așa, înăuntru, știi, Meridiane și plec. da? Și desfac două ramuri, una curge așa și una așa, știi, ca două ramuri. Deci Da. energia sistemelor funcționează deficitar. Ca urmare îmi vine informația că are și durerea de inimă pentru că are Era culcușul, ăsta dar culcușul. și oasele. Dar oasele sunt supuse unor câmpuri energetice contrarii, da? Pentru că prin săgețile care se împart, se duc energiile lui naturale, prana, și vin altele contrare, știi? Da. Așa. Ca și cum ar dori să-l țină în durere. Dar adică Și cine e? Dorința lui Ringhiu este? Renghiu mai mult favorizează prin Da. program, prin harta teritoriului care a avut-o, deci a dat o permisiune altui tip de entități și s-a și extins, a înflorit afacerea lui prin ei, adică are și el la rândul lui, chiar dacă a cedat, știi? Deci conexiunea, că Da, nu da. mai este numai a lui, ci este comună, da? Da. Cu altă rasă, da? Și, dar s-a împrăștiat mai bine, știi? A ajutat să se împrăștie pentru că este vorba de microcristale care există în structura oaselor noastre, terestre, știi? Da. Deci acelea vibrează și creează durere, Și dau știi? dureri. Și o somatizează la nivel de durere fizică în oase, da? Auzi, Da. Cristina, ce grad de conștientizare are? Că ne-a întrebat. El stătea binișor, ajunsese la un 19, acum parcă are un capac, știi, care nu-i permite să urce mai sus de la acel canal. Vreau să spun că acest renghiu nu este o conexiune dinainte, este una nouă, cumva. Păi nouă, da, asta m-am Da, gândit. da, Că de-aia da. am zis, cum a permis, cum a... Păi a creat, cum să spun, a emis gânduri de joasă vibrație. Deci, uite, când ai de împărțit ceva fizic, da? Da. Fiecare din părțile acelea, cum el cu conflictul cu surorile, sunt egale, da? Adică ceea ce ție ți se pare drept și corect, Da. poate din punct de vedere omenesc, judiciar și așa mai departe, poate să lezeze pe celălalt, da? Și aici vă este o emixtiune, adică surorile prin acea împărțire pierd și ele, știi? Adică sora și cu natul și cu Da. fiicele, știi? Patru, sunt cinci, mai văd, sunt și persoanele Mai juridice da. implicate, dar el, ca și ființă, bărbatul acesta, clientul nostru, deci, ca și ființă, cum să spun, parcă îi plăcea să se moaie în câmpul morfice de joasă vibrație, Aha. știi? Adică, Adică, oricum da. întreținea acele energii, da, care le emitau Adică, ceilalți. sufletul a conștientizat și s-a ajuns la un fel de conflict interior, adică sufletul zice că ne luăm puterea înapoi, știi, și suntem ceea ce trebuie să fim, pe când mintea și părțile, programele, deci spun altceva, da? Și da, are un program atașat, așa cum bănuiam, da? Da. Are un program atașat pentru că aici numai el singur poate să-l scoată Da. prin voința proprie. Deci noi îi transmitem informația sinelui să-și rezolve aceasta, îi arătăm cu degetul, uite, vezi, acolo-i vopsi gardul, da? Da. Dar tu poți să-l vopsești în altă culoare, dar de aici încolo, deci decizia aparține aici, nu ne putem băga. Da. Ok. Acum, păi hai să tai legăturile cu Ringhiu și cu entitățile la căror, sau entitatea căreia Ringhiu i-a mai dat permisiuni. Tai cu tot. Da. Da, zice, uite, eu îl scot. Uricimos mai este. Dar el vine flup înapoi, spune. Zice ceva, îl ține legat de mine, da? Și mi-arată ca și cum s-ar pune, știi, cu picioarele pe acea gumă și tai, lungește să rupă această legătură, Da? ea se lungește și el flup vine înapoi. Păi Și vine iată. înapoi, ia să vedem, de ce vine înapoi?
Păi vine înapoi pentru că este legat de sentimentul, de Așa. orgoliu, să fie Da. el deasupra. Orgoliu și, bineînțeles, este și mândria acolo, în capul, știi, atârnată de orgoliu ca o cireașă, ca o mărgică. Și, în plus, este și un pic de lăcomie, da? Și, da, astea sunt cele care leagă, da? Și sunt legate de partea din sufletul social, de bărbat, da? Ca și cum, dacă vă demonstrez, eu vă arăt eu cine sunt, dai și spânzuri Și și, nu na, mă las, adică nu să mă fac cum lăsați, nu ziceți mă voi. doborâți voi, Da. da. Acum să localizeze unde stau aceste sentimente, emoții. Deci mândria stă în inimă, da? Da. Orgoliu este întins în tot plexul solar și în partea splinei, ca și cum Deja, învelește nu? splina ca o protecție, chipurile, da? Da. Așa, deci îi dă peste cap sistemul autoimun, da? Cumva, nu foarte tare, anulez de crez, dar suficient ca să fie disfuncționalitate în Da. organism și inconcordanță, știi, în ceea ce privește ceasul organelor interne, știi? Așa. Și iar, deci am spus, orgolul este întins peste tot și în spate este frica. Frica care este ca o pată neagră, cum să spun, pe partea, peste toate ceacrele, da? De la ceacra 2 până la ceacra 5, în spatele lor, frica se întinde, iese din ceacre ca o pată de culoare, da? Da. Dar de intrat, ca și ceacră, intră numai în 3. Adică intră, este rotită împreună cu Da. energiile în ceacra 3, da? Ca și cum este pava și vezi tu frica asta, acel concept greșit că frica păzește bostănăria, știi? Da. Cam așa, știi, pot asemui. Adică frica ancestrală, constructul fricii pe care îl primește omul în momentul când vine în experiență și acceptă, înțelegi inconștient sau mai mult conștient sau mai mult inconștient că trebuie să se teamă, că nu Da, este el da. cel mai tare și supremul, da? Și frica asta are o legătură în zona neocortexului aici. Este același tip de ac care are și renghio, da? Da. Adică asta o produce singur și a permis extinderea hărții teritoriului și conectarea la chakre, știi? Cam așa este. Acum înțelege, adică a înțeles partea subliminală, cum ai explicat și înțelege că trebuie să scoată afară aceste emoții? Da, înțelege și le deconectează, adică le taie cum ar veni conexiunea principală, sunt și le scoate afară, știi? Da. Sunt și un fel de cipuri, sunt, să știi, Da. foarte micuțe, negre și îmi vine că sunt din două elemente, da? Și îmi vine că 0-1, da? Pentru că Da. a doua conexiune este arhonică, Eleonora. Înțelegi de deci ce are conexiunea cu renghio și a doua este arhonică. E aceea cu parazitarea oaselor și așa mai Da. departe. Este, duce dincolo de renghio, știi? Ca și cum renghio ar fi văzut și o oportunitate venind aici. Am mai avut de-a face în alte vieți cu el. Îl Da. cunoaște, că l-am întrebat deja. Și a văzut, cum să spun, și un potențial aici de Da. parazitare și fiind el subordonat acestei rasei, a invitat ca Da, deci să Lingio înalțe în era, rasă. este el la rândul lui, Da, da. da? Da, ca să se înalțe în grad, da? Zice că ei, cum să spun, universul lor s-a scurs, s-a topit cumva, Da. ca un 2D în universul nostru și nu mai poate fi partea lor de lume, cum ar veni. Și ei nu au niciunde să se întoarcă, Nu pentru că au. este ca o linie lipită pe un glob, închipuiește, pe Da. o sferă. Da. Așa, și zice, noi avem numai punct de conexiune de intrare și suntem siliți să stăm aici, pentru că nu mai există ceea ce exista, spune. Da, poate să ne zică de ce s-a scurs universul lor? Pentru că experiența, creației inițială, deci era foarte bine determinată în felul ăsta. Fiecare cu locul lui, știi, și ei au trecut peste.
ar veni și mi-arată 666 ca și cod de intrare. Înțelegi? Așa, S-a și dacă au sprit trecut complet. peste, și-au distrus, Da. și-au distrus, au, li s-a distrus S-au creația și... scurs, da, s-au scurs și nici nu pot trăi, nici nu pot muri, înțelegi? Dar Atâta nici pe că, alții nu-i lasă să deci, trăiască cum da, trebuie va acum. exista, spune la un moment dat, când totul va deveni zero, deci contopirea plusului cu minus uman, veni și zice că este foarte aproape, ei creează și decrează, știi, contexte, linii temporale false ca să lungească, da? Adică Dar să ar trebui să le anulez, să le mulțumim la ăștia, că iau, uite, lungesc experiența, după cum spune el. eu n-aș zice că Păi cresc. glumesc, asta Da, în am ghilimele, aflat, da, ghilimele. adică încearcă să se dezvinovățească, știi? Da, Și-a un luat o mincinos. formă, așa, și arată cu un fel de mante, parcă e făcută, mă aștept să sune. Adică de tablă, așa, dintr-un metal, știi? Parcă și, na, nu-i tocmai frumos. Dar standardele de frumusețe și le aplică fiecare rasă. Fiecare ras, da? Par. Și zice că da, am mai cunoscut această ființă, Da? oricum spune că tot ceea ce este prin alte vieți, deci apărea în sistem, da? Și apărea în sistem, spune, și zic, păi cum așa, că el a fost șters din sistem, Da. așa. Spune, păi în momentul când, din cauza emoțiilor pe care le profunde pe care le produce devine vizibil, da? Deci este ca și cum ar lumina, ar fi o firmă de neon luminoasă și ar zice, uite, eu sunt aici, anulez decret, am frig, uite, veniți că puteți intra, știi, Da. ceva de genul. Deci, uite, trebuie să lucrăm și pe asta, așa că să punem invizibilitate a emoțiilor noastre în sistem. Așa. Adică emoțiile să le trăim în cercul Înăuntru, nostru, nu. înăuntru, în contextul, și chiar dacă le eliberăm în afară, de să se ducă ca și informație în zona conștiinței plus. Adevărate. Da, adevărată, da. Da. Adică să fie invizibil pentru tot ce e întors de la lumină, Da, da? da, 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 Așa. Deci asta așa ne spune Ringio, da? Că a fost, da. s-a Da, făcut vizibil și s-a da. gândit Face pe să băiet revin. bun. O face pe băiatul bun, Da, dar da, da. percepe o tensiune aproape de o chilotonă, ca o bombă în Unde? interiorul lui și Carenghio. Așa, și deci îl simt precum cobra aceea care privește, Ca să dar atace. să atace, sigur că da. Așa că ca să-i a venit și o caracatiță, da? Dar Da. nu caracatiță, stai să spun eu ce-i. Da, caracatiță, e corect spus. Are o umflătură mare cu un roz murdar în spate, știi? Și parcă îl îmbrățișează pe la spate ca o mamă, știi? Da, e mama Are lui ăsta? noi mama Arhoana. Da. Dar cumva de ce îl îmbrățișează? Vrea să-l oprească? I s-a părut că a cam Îl vorbit? Sau ce? protejezi, da. Da, i-a pus și un deget de asta între buze și el stă cu gura așa un pic căscată, dar nu îndrăznește să o muște la o, adică. Și oricum este informație, știi? Da. Informație că e făcută din secvențe, toată are formă energetică, dar nu e o hologramă, Da, este da. nu-i patru, deși reușită ea, știi? Tot îndesenează flori, lotus. Ia uzi. Da, știi că, ca și cum zicea, am zis că nu mă impresionează. Și deci vorbește ca un roboțel, știi? Da. Deși eu nu i-am permis să vorbească cu mine. Dar dacă tot a început-o, hai să purificăm canalul de comunicație, să-i pun filtru și să aud ce vrea să spună. Zice că noi credem că scăpăm, știi, de ei, dar de fapt ei au ajuns până și în mâncarea noastră, știi? Adică mie mi-a, na, a venit din minte, recunosc, cu imprimantele 3D, dar nu din minte, a venit din mintea subliminală. Deci aici e o conexiune, uite. Deci că
practic când mănâncă la mâncarea făcută la imprimanta 3D, este, cum să spun, pur și simplu o mâncare care nu are nimic de natural. Organic. Da, adică are o semnătură total ca și cum te-ar apropia mai mult de corpurile acelea de cyborg, te-ar pregăti pe dinăuntru, prin informația care o primești celulele. Știi ce Se sistem? transforme corpul. Da, Asta vor da, prin asta, da? da. Aer, Și apoi, apă, uite, hrană. ceea ce exista în el a permis conexiunea lui Rengio, da? Deci, un chip inițial împrăștiat în milioane de informații, prin anume sisteme și celule. Și splina este principal purtător, pentru că creează globulele, da? Și răspunde de sistemul circulator, da? Și de cel limfatic, deci are funcție dublă, este foarte importantă și acolo ar fi mama, da? Adică în momentul când el a făcut acel vaccin, informația s-a răspândit pe unde se răspândea anumite celule și sisteme, grupuri, așa, deci au eliminat imediat prin modul natural, da? Deci instinctul de supraviețuire a rasei, da? Așa. Iar mare parte s-au dus și au alcătuit mama din splină. Deci asta a fost portița de intrare a celui Rengio în sistemele acestei ființe, da? Deci, degeaba zice Rengio că a intrat numai pe vibrații și pe energie, ci Ci există cu un a prin precedent, un construct. E chiar mă întrebam cât ar fi o ființă necurățată, conștientă și acum și-a dat seama că a făcut această informație a celui vaccin, da? Anulăm. Na, nu trebuia să spun tot cuvântul, că știi tu. Hai, Așa, acelui injecții. Și deci exista acolo și nu l-a eliminat, pentru că la momentul acela a crezut că e bun și l-a învit ca informație, ca și suflet. L-a asimilat, Da? l-a primit. Da, și deci este mental vorbind, este pregătit să-l primească și pe celălalt. Ca Adică este mulți alții. deschis, are structura, da? Da. Și am arătat acest lucru părții subliminale. I-am spus că dacă dorește, poate să elimine acest construct, aceste programe, pentru că uite ce și a înțeles, știi? Și parcă smulge firul aia, știi? Da. Deci dacă conexiunea la celălalt era pe partea stângă a ființei, conexiunea la asta este pe partea dreaptă, da? Da. Deci scoate toate programele astea. Da. Să scoată și emoțiile, că nu Este le-a spus. foarte, foarte multe câmpuri de 6-3, 6-3, 6-3-9. Deci ori 6-3, ori se inversează cu fundul sus, cu fundul Da, jos. șasele. Deci 6-3-9, deci codurile astea secvențele astea se elimină. Așa, a terminat. Zic, sper să nu le mai primească mintea ta fizică de informația, da? Mârâie când a zis mârie pe a prelua de la Rengio, da, mârâitul ăsta. Mârâitul, nu? Cum Da, mârâiesc? mârie, adică ca și cum ar zice că nu este mulțumit, știi, ca și construct din coace de materie. Deci sufletul, spiritul și cu conștiința nu sunt mulțumite de mintea fizică, de ființa fizică, de sufletul social care, ai văzut, este agresiv. Da, și zic, până la urma urmei, spun sinelui, da? Deci, tu ai permis să se întâmple toate astea, da? Așa, și zic, pentru că tu ai permis să se întâmple toate astea, este cazul să continui să lucrezi și să lucrezi mai în forță, da? Să elimini toate. Tot Apoi ce zice, și program religios are și program de înjurături are. are Da! din toate. De chiar dacă nu le spune pe față, înjură în sinea lui cum ar veni și zic, tu, Nu că sinele înjură este. și pe față, ne-a scris. Da? Da. Ah, am reținut. Da, Deci, înjură pe față. Se manifestă așa, da? da, Tot de înjurătura este, nejustitate și înjurător. cum să spunesc, mai spune și în glumă, este ca un autoblestem, ca și cum ți-ai pune, are o formă ca banda asta mea pe ochi. Așa, știu, ovoidă, ca o amibă. Da.
Așa. Și îi spune, atrag atenția. Să scoată și programele astea toate, Cristina. Da. Jurături de toate, tot. Să scoată toate programele care nu-i sunt, nu lucrează în interesul ei cel mai înalt. Și știi ce mi-a spus? Că ca să conecteze la o linie de câmp, la entitățile care bag astfel de programe, deci o conectare continuă comună, lui trebuie 1083 de înjurături. Așa, și de ce trebuia să conecteze la acele Nu linii? Ca să tragă trebuie. atâtea înjurături. A. A luat această informație și Informație, mi-a. ok. Acum știe, da? Da. Deci după ce scoate toate programele astea nebenefice, le identifică. Atât cât poate, da? Și le scoate. Cum ziceam, Cristina, vreau să scoată și toate emoțiile astea. Frica. Da. Deci dacă el Orgoliu n-ar și... fi, sigur le-a scos Le-a deja spus bine. neuronal. Da, s-a deconectat. Sunt în față ca niște bucăți de gelatină le-a scos. Ce vreau eu să spun, deci el a tras și datul în judecată prin acțiunile și cuvintele lui, știi, ca și cum și ceilalți la rândul lor, sufletele astea sunt mânioase tare pe el. Eu zic să le chemăm să facă o Păi împăciuire da, aici. asta ziceam. Da. Și să ne Deci, fi uitat un pic, Cristina, și la legătura karma, nodul karmatic, când ne-a cerut. așa, haideți să chemăm pe soție, că face parte din toate, n-avem ce Da, face. da. Așa, și pe soră, Sora lui fetele și cumnatul. și cumnatul și fete. Da, îi punem aici într-un Toți în... construct, da? Într-o conservă Da. energetică. Ce să facem, că nici măcar nu scurățați. Să plin de entități. Și acum, de când s-a întâmplat conflictul, de entitățile care au fost a solicitantului nostru, pentru că n-au mai avut, s-au dus la ei, pe ele, înțelegi, peste entitățile lor și un fel de război. Am înțeles. Acolo, știi, și războiul ăsta prin legătura ce are ca o, uite, ură. A, păi asta i-a creat portalul de ură. Deci a ajuns să urească pe el însuși, că face parte dintre ei ca familie, Ah. uite. Și pe ei, na, asta, sătănel asta mic pe ură stă, printre toate celelalte. Ringo, de Ringo zici. Da. Bine. Hai să căutăm nodul karmatic, Cristina. Da, i-ai așezat pe toți? Da, i-am așezat pe toți, da. Bine. Număr de la 1 la 3 și mergem în acea viață în care s-a generat această karmă, da? 1, Da. 2, 3. Da, suntem într-un loc, eu cred că aparține pieilor roșii, da? Și îmi vine un an aici, 603. Anzi, munții Da. anzi, da? Da. Undeva o zonă colinară tare frumoasă, înaltă. Se vede un cer albastru, senin, o iarbă verde. Nu există încă poluare. Așa, și plantele parcă sunt mai vii, mai cu frunze mai groase și, Viguroase. da, și ei sunt doi tineri, da? Doi tineri Da. sunt îmbrăcați în acele costume de fustițe de alea cu pene, cum poartă, și sunt doi bărbați tineri în floarea vârstei și foarte frumoși, da? Unul dintre ei este ras Da. și are părul, o coadă groasă din vârful capului, așa de groasă, plină, un păr negru albăstru se vede, un păr cum aveau ei cândva, și este ras și este tatuat, da? Deci ambele temple sunt tatuate, da? Asta este cumnatul lui din viața asta, da? Da. Iar celălalt este el, solicitantul nostru. Asta este foarte mare și puternic, da? Da. Deci un fizic în jur de 2 metri. Nu este gras, dar este numai mușchi tot. Solid este, de la pământ. Iar celălalt este un pic mai subțirat, mai firav și are tot părul, nu este ras, dar are ochii subliniați cu un bleu marin, da? Și este vopsit altfel pe față, unul altfel pe față, pe corp ăla cu coadă, știi? Deci este evident că sunt din două triburi diferite și se confruntă, da? Da. Se... Sunt numai ei?
care se luptă? Sau Sunt sunt și altcineva? alții în fundal, dar nu se luptă încă, n-am Ah, nu zis se că... luptă încă. Nu, deci sunt alții în fundal, parcă ar fi pentru că văd pasnicile celui cu coadă, acumnatului, în partea dreaptă, în partea stângă sunt ceilalți. Parcă are loc, deci un fel de negociere, știi? Ce se întâmplă? Deci au trecut ani, ei s-au stabilit ca și triburi și s-au extins, da? Au îmblânzit animale și au făcut așezări, Au crescut știi, cam și da? în număr, s-au Așa și mulțit. au ajuns la un moment dat să nu le mai ajungă, știi? Deci s-au întâlnit în zona râului, râul plin de pești, de toate, are apă potabilă și așa mai departe. Și trebuie, da? Și se luptă pentru supremația din zona râului, da? Dacă ar fi să spunem să tăie razant râul în două, până în momentul, în punctul ăsta aveți voi acces așa, deci cei de sus ar pierde parte din produse, da? Așa, pentru că peștele, el vine, dar curge, ajunge matur pe teritoriul celor cu coadă. Către în jos, În avale, cap, în da? avale. Așa. Și viceversa, sunt anumite animale de munte, cu căprioare, un fel de antilope de astea, pe care se găsesc în zona mai înaltă, unde sunt Da. ceilalți, știi? Și atunci la niciunul nu le convine nimic, știi? Da. Deci, văd că încep să bată tobele, așa sunt undeva muzicanții mai spate, așa Orchestră. și da, și strigă, nici nu se înțeleg mai mult prin semne Nu se și înțeleg între ei, adică. este unul care stă pe vine și are pielea foarte vineție la culoare, nu e în regulă, asta nu prea e om, în fine, și știe să le, cumva, să le traducă. Dintr-un, parcă ar fi trei născut la graniță și a învățat ambele limbi și le înțelege pe amândouă, dar vinețiul ăsta e prea negru ca Da. să fie și de-a lor și de la, în fine, și da, este o entitate mare. Se înalță din el, când am spus, zboară din el și se înalță, entitate mare, neagră. În fine, și le spune, gata, nu se pot face negocieri, se vor lupta. Da? Aha. Dar uite că au principii, deci nu încep imediat să se pără cum fac umanii în ziua de azi. Da. Stabilesc o dată, da? Ah. Să aibă timp să se pregătească și oricare câștigă, câștigă, da? Nu se atacă, să zicem, Da. prin surprindere. Da. Ok. Deci solicitantul nostru se numește în această viață Sadaka. Da. Este șeful războinicilor, nu este împăratul sau Da. conducătorul comunității, da? Da. Așa, deci purtător de cuvânt, solul, da? Da. După cum și celălalt, la fel, este generalul armatei. Dar triburile sunt mici, nu sunt foarte mari, știi? Principalul este că, puțin timp după aceea, deci de la cel care are 90 ani și știe să țină o suliță în mână, ăștia se antrenează de pe la 2-3 ani, toți participă, da? Inclusiv unele femei. Așa, din tribul celui cu coada cumnatului, mai multe femei. Și femeile sunt ca în războinice, da? Da. Așa. Deci hotărăsc pentru o dată ulterioară ceva în genul de 8 zile peste, știi, să se pregătească, să se confrunte, o câmpie, locul în care se vor găsi și așa mai departe, da? Da. Conștient de faptul că, dincolo, fiind și femei, mai multe războinice sunt mai puternici, mai așa, au arme mai sofisticate, cum ar fi niște sulițe cu trei capete, știi, Asta în mă loc de gândeam, la una, asta m-am gândit, așa, are trei sulițe în loc de una. da, are ca o furcă, așa, cu trei Da. capete și capetele știi, pe toate suprafețele, adică se înfing și are și niște zimți, cum scuțitele alea de curăța pește, știi? Da. Așa, în fine. Și atunci, conștientă de lucrul ăsta, ce face? Ei se grupează și atacă cu 3 nopți înainte. Se duc Ei peste ei, cine? da? Ai lui Deci, a lui solicitantului alu nostru. solicitantul. Da, așa. Și îi măcelăresc. Așa. Măcelăresc, are loc o luptă, nu se termină bine.
Deci bilanțul unui război este întotdeauna zero, da? Da. N-ai să vezi câștig. Sunt pierderi de ambele părți. Da. Poate că pentru unii sunt mai puține și pentru alții mai Și multe așa capane. câștigă unii și... Dar, da, deci bilanțul este întotdeauna negativ și, într-adevăr, este negativ, da? Da. Ceilalți sunt luați sclavi care rămân, reușesc să-i învingă, da? Da. Dar vezi faptul că aici s-a încălcat buna înțelegere. Da. Prin vinețiul ăla, știi? Și prin entitatea din el, Da. deci stătea și pe vine, așa cu picioarele desfăcute. Știi cum stau oamenii pe vine, știi? Da. Și desena în țărnă, știi, cu un bă și traducea, mormaia, știi, traducea de la Da, unul la... o Da. lălăială din aia, da? Da, și deci a încălcat, cum ar Regulă. veni, dar regulile divine, da? Bine că ei nu zic că nu erau interferați. Cert este că s-a creat aici o premisă de dușmanie, da? Din partea solicitantului nostru, acest punct în linia lui nu există, da? Da. Dar există acțiunile din viața din care am venit, deci emisiile fizice, da, minții fizice, și legătura celor ceilalți patru, pentru că ceilalți patru sunt toți aici din trib. Asta vreau să te întreb, da? Deci sunt și e și sora și fiicele, nepoatele, adică Mai pe solicitante. Vinițiu nu-l Erau găsesc. pe Dar nici vineții, nu nu-l vreau. găsești de încolo, da, vorba ta. Deci ăla e, deci are entitate mare în el, știi? Atunci, Și Cristi, a? da, atunci să... Să-i cheme, să-i pună în față pe toți cei care îi regăsim aici. O, ce Să... spun. A început Nu? să-l certe. Ne-ai Da? omorât, ne-ai ucis. Ai fost mărșav. Ai venit noaptea peste noi, ne-ai tăiat pruncii în două. Spune, ne-a omorât pruncii și viitorul. Nu se face așa ceva. Să se ierte. Exact. Și să-și ceară Ei, iertare, pentru parte. că și las nu vor să șteargă linia. Spune, lasă, așa spune ăla, să rămână aici în față, să vadă toată lumea ce ai făcut, spune. Zice, nu poți să mergi așa înainte, cu vinovăția asta după tine, așa și să crezi că nu s-a întâmplat nimica, că ștergi așa, ștergi de pe eu și nu s-a întâmplat, la care partea subliminală a solicitantului nostru spune, pentru mine nu s-au întâmplat. Gata. Zice, eu am șters asta și ea și aruncă așa de... Spune, am aruncat, asta este timpul să înțelege și voi și să evoluați, pentru că, uite, pe unde ne întâlnim prin vieți, mai scandal căutați ceva. Exact, în ce situații, da? Da. Și numai bine nu le este. Ce zici? Da, deci le arăt la ceilalți entitățile Așa, asta vroiam care să se spun. conectează și cu netărie prin vieți. Când Asta, gândesc și fac așa. da. Cum Acționează zice așa. conexul și neiertarea asta. Și Apoi, orgoliu și ce mai au. natul face apoi așa, adică, na, că ce să fac, știi? Ia, sora este înverșunată, da? Da? Da, Ia să-i și... arăte și ei entitățile de pe ea. Dar toate entitățile de-a lungul vieților, da? Cu Da, toată da, da. colecția să-i arate. Și ce-i fac și ce-i spun, scene A, să-i dea. spune, ce crezi că e prima dată? Mi-ai greșit de multe ori și m-ai uzurpat, spune, nu numai că m-ai ucis și alta. Mi transmite Ia... toată informația. Și ea, sora, în nicio viață n-a făcut invers? E, n-a făcut. Ah, ia să arate astea. Ca să înțeleagă că Da, că el și îi că zice, sunt tu și lucrarea, acum îmi e faci, lucrarea, spune, în viața da. asta. Și tot te iert, adică tu nu ești în stare să-i spune, vezi aici, spune, unde suntem și ne confruntăm, spune. Tu nu vezi că totul este dirijat de planuri mărșave, spune. Gata. Au înțeles? S-au Au iertat? S-au înțeles cât au înțeles. îmbrățișat? Se Da. îmbrățișează? Nu-i las să îmbrățișeze, că ea se Bine, interpe, că ea da. sunt așa. Ok. Da. Bine. Acum, Cristina, revenim aici acum. 1, 2, 3. De ce când au apărut prima dată, știi, cumnat, soră și așa mai departe, aveau de aici din spate ca un fel de bonetă căciulă, niște flori grena care le mâncau capul, știi, se vedea
un pic de păr și fața, deci s-a retras acel lucru de pe toți, îl văd în măduvă, în măduva, așa, știi, și vor să plece, vor să deconecteze, știi, au primit informații cât au Asta vreau, primit, informația toată care au primit-o, le mai și dăm încă? el le-a iertat, Da, foarte că bine. le zice, zic, transmite și minții fizice să facă acest lucru, Da. da. Și părții acelea tale agresive, da? Aici sinele are treabă, sinele lucrează, da? Ai auzit sine, da? Haideți să mergem în sinele lui cel mai Păi înalt. asta ziceam Să acum. conectăm sinele din planul și spațiul ăsta cu sinele cel mai înalt. Să se Da. facă unul peste altul. Să se identifice ce au făcut-o, da? Și Da. acum te retransmite, cum să spun, o informație de vibrație dintr-un plan mai înalt acum, știi? El acum scoate acolo, știi, ca și corp energetic, un fel de guler creț, cum Da. aveau conții și viconții guler, de la că ai impresia că dacă îl tragi se întinde și este pe elastic, știi? Da. A scos un guler ciudat, verzui, știi? Ca un program, un câmp informațional de care se învelise și un program de agresiune vine. Da. Da, îl scoate efectiv peste cap. Cum scoți o cordea, știi, o cordică așa, Da, de peste elastic. cap și, da, și-l aruncă și a luat și un mănunchi de aici, din inima energetică și trage. I-am spus că este mai bine să se umfle dinăuntru în afară. Scoate semnăturile energetice nebenefice, așa, acușoarele din cap și tot. Dar reînghioci că a venit sfârșitul. Până aici ți-a fost, a înțeles? Da. Și-a făcut un fel de construct reînghio acolo, în bula în care este pus. Știi cum e o mătură cu coadă? Da? Da. Dar pusă invers, adică ar avea, o întorci cum e mătura cu coadă, invers și o Da. prindești de coadă și coada în sus. Înțelegi? Și stă acolo, știi, ca parcă e necăjet. Așa, mai mai Da, că o să da. ne facă să-l Orice ar, credem. orice ar face, mimează, da? Așa Da, că, știm. ținând cont că să stai cu maica sa care îl îmbrățișa. Da, uite. Da, l-a făcut copilaș. Da, el a făcut un copil, i-a făcut cu maică, ca Wow. ăla, știi tu, da? Și s-a așezat pe constructul lui și îl leagănă, așa, știi? Dar el are o gură cu buze, parcă de negru, parcă de tot. Știi că nu-i în cap dinți în constructul de bebelu, știi? Dar se uită unul la altul cu iubire. Adică mimează, fac un Da, mișto da. de Circ. de crez, da. Ca și cum mama cu copilul, știi, în Da, da. viața asta, știi? Da. Și zic, degeaba faceți voi în toate felurile și vă mai muțăriți aici, spun, pentru că voi ați da întreaga voastră experiență și cunoaștere numai pentru o secundă din timpul omenesc, ca să vedeți cum este să simți cu adevărat și să fii suflet. Asta urmăriți de veacuri, de secole, de mii, milioane de ani și nu puteți. Ce Să zic? vedeți, să vedeți și voi odată cum este să simți, da? Să Da. produci emoția în mod firesc. Da? Nu Da, să nu să te bagi în opapi corpul continuu. altuia și să o citești, să o desfaci în fluxuri informaționale. Doar a înțelege-o. Că, deci eu iau și pe partea asta. Deci vin, parazitează sufletul și trăiesc, în propriu spus, da? Paralel, deci din punct de vedere structural, artificial, Da. studiat emoțiile, da? Da. Și ei au zis că dacă sunt în stare Să le desfacă, să le înțeleagă. să-și facă ei emoții, știi? Da. Așa, deci ar putea intra invers în sistem, prin emoții. Da. Da, dar ei nu văd, practic, Diferența, că n-au cu da, ce. nu văd că de asta își pun, au inventat acele cipuri care mimează, da? Asta este, în fine, nu-i treaba Treaba noastră. lor. Cert Deci este eram cu că, far eram cu în sinele cel mai înalt, Cristina, și scosese, s-a umflat. da.
Spune că vrea, simte nevoia să-i trimite pe ea de acolo, de lângă proiecția lui de aici, de unde am plecat, știi? Adică să le spune la acele entități și tuturor că dacă s-au făcut contracte sau au existat, pe care spune eu ca și suflet nu am înțeles, în vreun timp, spațiu sau loc sau în afara lor, așa, sau am dat permisiuni și promisiuni oricărei ființe, spune, și cu orice ființă, de înaltă sau de joasă vibrație, din orice timp, spațiu sau loc și din afara lor, așa, care nu au în vedere împlinirea planului original și cea mai bună intenție pentru experiența proprie, spune, toate se ar, se anulează și se topesc acum pe loc. Inclusiv cu cei doi, cu Arhonul, mama arhonică, da? Fiind până acum dădeam peste taică și acum dăm peste maică, să nu? Dacă dăm și peste copii, Păi am uite prins de copilul. greu. Și Da, copilul era. dar vezi ce batjocură, știi? Ca și Da. cum ne-ar arăta că, uite, toată lumea voastră, inclusiv asta cu maica și pruncul, știi, toată ideea noastră a fost și v-am fraierică, degeaba vă dați voi deștepte sus. Uite cum v-am dus de naștere, cam așa a vrut să arate, știi? Și că mai avem încă Ce un arsenal aranjează? întreg, pot să zică, de diverse simboluri, da? Eu îi arăt câtă experiență am căpătat, da? Da. Pentru că vestul nu putem combate rău dacă nu îl cunoști. Exact. Și poate pielea cum ar veni, știi? La, așa, ipotetic vorbim, da? La experiența făcută în folosuri și beneficiu altuia. Și eu spun așa, că lași verde în față, uite, noi conștientizăm, da? Există o rezolvare frumoasă. Și este într-adevăr frumoasă și pentru voi să conștientizați și să vă duceți fiecare la locul lui, da? Și poate că și voi ați fost chinuiți prin, așa, uite, să vi se închidă lumile și doar nu Spurcă, fiecare bucățică distrugi. dintre voi sau fiecare, așa zic, ați vrut asta, da? Și atunci, zic, ar fi cazul să Și au o alternativă, să aleagă lumină. ne zice că au lumina lor și Să mi-arată fie o lumină sănătoși. gri, da, dintr-un ochi este, Cuțită. din irisul unui ochi, da. Zic, aia cine e bunica Străbunica, lor? stră, stră. Deci se retrag, se dizolvă și au închis portalul. L-au dus pe ăla acolo și mie îmi vine informația că îl mănâncă. Da? Da, după ce s-au folosit de el, e foarte bună informația asta de reținut. Dar mai bine Să... ar fi bună de reținut și de către entități, da? Păi da, eu ce spun? Da, De da, către ele, entități, entitățile, să da, deci rețină. îl mănâncă pur și simplu. Da, gata, l-au S-a folosit și descompus, acum da. l-au desființat, da? Ceea ce a rămas, un fel de bulinuță, cum să spun așa, de energie atașată de spirit, da? Și deci văd spiritul acestui renghiu că este chinuit. Se înfășoară în el și se apără, da? Ca și că nu vrea să fie făcut atașat în altă parte, făcut bucăți, dar asta e fac. Închide. Ciubucul tău, am închis orice, da? Gata. Acum Cristina să se uite partea subliminală, să-și retragă dacă s-au mai dus informații, da? Au mai stocat pe unde sunt și amprente, na, între Da, timp. da, da, da. Păi a desfăcut, uite, și linia asta genetică cu ei, pentru că el a considerat ca și suflet atunci că Că fiind era lui rude pe viața asta, trebuie să rămână. utilă, da. Este firească. Acum a conștientizat și asta, da? De Da. fapt, era proiecția din acea viață de când i-a cunoscut și s-a început tot. Gata. Ok, acum Cristina, o să număr de la 1 la 3 și vă întoarceți aici și acum tu, supraveghind partea subliminală care se întoarce prin canalul ei de abundență benefică. 1, 2, 3. De când s-a aruncat, a strigat sănătate. Păi și ca și cum ar cădea pe cascadă, așa, și mi-a Da. spus și i-am atras atenția care are nevoie și de altele, da? Spune de maturizare, completează. Bine, asta îl durea, știi, mai tare Da, cu de sănătatea. Durere. maturizare emoțională, spune.
Spune, își face ca o autocritică și spune că nu sunt stare la anime să înțeleg lucrurile astea. E a zis acum de ce intri în pielea sufletului social, da? Că Da. zic, uite, tu n-ai ani, da? Și poate ar Practica fi în și suflet, stare da? partea fizică, de partea fizică vorbesc, că ar putea înțelege mai multe dacă și-ar vedea sesiunea, de exemplu. Da. Da? Spune că ar avea o conștientizare explozivă, da? Păi da. Și pe cealaltă? Că Da. nu știu, a văzut-o, n-a văzut-o, nu știu. Da. Acum, Cristina, aș vrea să ne uităm, că ne-a întrebat ce s-a întâmplat acum 2-3 zile, când a plecat unde a plecat și a căzut, a pierdut telefonul și n-a știut nimic soția 2 zile, dar a fost în... Da, văd o umbră care îi trage efectiv telefonul din buzunar, Da? da? Dar ca să creeze, deci, constructul de panică, da, și lui și ei, E. ca ea să se gândească că din cauza sesiunii se întâmplă și să renunțe cumva. Da, deci scopul lor a fost că să renunțe la sesiune, da? Da. Dar n-a mers, că până la urmă Nu, nu, s-a nu. rezolvat, da? Deci dacă ar fi știut el că îi face, n-ar fi fost de acord. Păi da. Da, această recurgere, Da, ca da. minte fizică, da? Da, minte. Sufletul ar fi fost de Și acord. sufletul este, cum am Da, și văzut, da, da? da, da, da. Ok, Cristina, acum să-și verifice centuța cu programul de ieșire din Matrix. Da, s-a făcut un flăcău tânăr, da? Da? Trage de barete și a verificat un fel de ruxăcel, așa. Da, este gata. A scos un cap de cucoană din el, da? De cucoană? Da. Ce cucoană, Cris? Una blondă, așa, cu păr drept și cu făr parcă mistic. Adică ce vrea să însemne asta? Vrea să însemne că a avut o fixație, rămas undeva în adâncul lui, A, și un o atașament? legătură preconjugală, adică înainte de Da. cuplu. Un atașament, da? Care se mai ducea gândul pe acolo? Da, era blondă și mai înaltă și tunsă așa drept cumva, știi, și cu Și asta părul era drept. capcana care i-ar Da, fi putut... pe când vezi, pe când a întâlnit-o pe soție, ea era mai micuță, mai avea altă constituție Informații. fizică și da, s-a schimbat ceva în el, în bine, că a Bine că a schimbat scos cucoana pattern-ul. de acolo, da? Da. Așa, Cristina, acum să-și curețe casa. Da. Să curețe tot ce înseamnă. Da, l-am învățat să facă un canal de deversare, da? Da. A rezidurilor și dacă a mai rămas ceva, să închidă canale, închidem și noi portalul și luminăm de la toată lumea, toți nanoboții de peste tot și îi împușcăm cu Nu-i mai lumina. aștept, îi Da, împușcăm. da, da. Așa, să transmită informația doar, atât mai avem, la toate părțile subliminale, a cei din familie cu care am Dacă știi discutat. ce luminos suntem în Da? plexul solar acum, deci tot corpul, trunchiul practic, da? Și la membre se duce lumină peste tot. S-au așezat vortexurile la chakre, s-a eliminat pielea aia de energie din spate. Nu mai sunt implanturi, nu mai este Nu mai sunt absolut. curenți, contrarii Nu mai ăia care sunt, îi da, dădea. și da. Ok. Dacă vrea să-i spună ceva soției, e ok, sau părții fizice, Se dacă... mulțumește și spune da, să știe că este cam mult ce cere, dar să ajute ca să își vadă sesiunea neapărat. Bine. Noi mulțumim și noi, părții subliminale, Cristina. Ne tăiem toate legăturile care s-au creat de-a lungul acestei investigații și invităm partea sublim, despărțim părțile eterice și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul ei fizic. Da.